Bună ziua și bine v-am regăsit, columbofili adevărați. Sunt cu fiul meu, canalul tău se numește? Corumbele tău, Plușcă Matei, salut! Să vă abonați, vă rog, pentru că, cum a spus, canalul lui și l-a pierdut. Da, vreau să vă arăt cum am despărțit masculii, ei sunt masculii zburători. Da? Uitați cum și-au luat aproape toți. Și-au luat boxele. Unul bătrân l-am pus dincolo la masculii de matcă pentru că făcea ravagii pe aici. Se prezintă bine, le-am dat de mâncare. La sfatul prietenului meu, Stravă Ionuț, boxele de jos le-am închis. Vedeți? Da? Am iarăși anul acesta, am cu vreo 10 femele în plus. Da, și puiul ăsta și-a luat boxă, boxa lui. Ăla de acolo iarăși. În mascul ăsta îmi pun mari, mari speranțe. Este un mascul de la Manicu. Și hai să mergem la masculii de matcă. Vă prezint și masculii de matcă. Da, i-am despărțit și pe ei. V-am spus, ăsta de aici este bătăușul, mascul care va fi de 2 ani. Multe schimbări am făcut la loturi de matcă. De exemplu, mi-am adus acești doi masculi de la Pașa. I-am adus acum vreo 2 săptămâni. Porumbei zburați, unul cu 13 clase la un an, unul cu 12. Porumbei cu origini trifan, Charlequins. Porumbei de general, de fond. Eu zic că se prezintă și matca în condiții foarte bune. Am aici și 5 mascul, dacă nu greșesc, acesta de la Stravă Ionuț. Da? Unul este acesta, unul este albastru de acolo, 2. Da. 3. Patru de acolo. 4. Și îl mai am pe acesta, deci 5 mascul de la Stravă Ionuț, multiplu campion național. Porumbei foarte buni. Am în matcă 5 mascul. Am ajuns și la femelele zburătoare. Aceasta este favorita mea. Cum îi punem nume, Matei? Ce zici tu la favorita la asta cu roșu? Frumușica? Da. Frumușica, da? Aici sunt femelele de zbor, în jur de 40. Încă la astea bătrâne nu le-am luat cifrele jos, trebuie să le iau. Mai puțin la femela aceasta, care îmi va fi în expoziție. Știți ce rezultate a făcut, nu le mai repet. Adică la tot cântă, dar eu am zis că e femelă, nu-i mascul. Mai sunt poate care a mai greșit, dar vom vedea încolo spre primăvară. O dată pe săptămână le pun să facă baie, ieri le-am făcut să facă baie. Afară nu le mai dau drumul, deși astăzi este o
o zi destul de frumoasă. Așa cum am spus, o să pun și, cred că de la anul, să vedem, o să zbor pe două nume și o să pun câțiva porumbei și pe numele lui Matei. Doi de la domnul Stravă Ionuț. Vreo 6-7 porumbei. Vrei, Matei? Da. Ca să-i aștept și tu, da? Nu uitați, abonați-vă și la canalul lui. Porumbei de top Rușca Matei. Astăzi o să faci un video cu... iepuri, cum le fac curățenie. Cum o să le facă curățenie la iepuri. Pe celălalt canal au avut 349 de abonați, dar v-am spus că s-a stricat telefonul, i-am schimbat și numărul și nu-l mai putem recupera. Și aici e parcă 52 de abonați, da? Da. Vă rog, cei care erați abonați la canalul Roșca Matei, abonați-vă acum la... mutați-vă pe canalul Porumbei de Top Roșca Matei. De altfel, vă mulțumesc pentru că în 6 luni sau 7 luni de zile am aproape 3000 de abonați, 2990 de abonați. O să mai merg și pe la alți crescători, să vedem cum se prezintă porumbei lor la sfârșit de sezon. Vedeți și aici la mine năpârlesc. M-au întrebat mulți dacă am să vând din campioană pui, am să vând, dar la primăvară, pentru că anul ăsta am avut 4 pui, de fapt 3. 2 am dat și am mai rămas cu unul, pe care cred că până la urmă am să-l pun la matcă. Uitați și ce bine schimbă și ea. Pentru asta e bine să despărțim porumbei din timp, ca să schimbe bine. Arată bine, dar cum am mai spus, știți că și un voduț sau un șurar, cum se spune, arată bine. Important este să vină bine. Îmi place și femela asta, marmurata asta. Vă seria, da. Știu din cei. Parcă și ăsta miroase a mascul. Dar vom vedea. Ce mai ești, mascul? Parcă ar semăna cu mascul, dar vom vedea. Asta iar este una dintre favoritele mele. Asta sunt două surori identice. Am avut soră cu această femelă, două maratoane clasate, primele două, și mi s-a pierdut la catastrofa de la Berlin. Păcat. Vreau să vă spun că femela care mi-a venit a doua de la Berlin mi-a prins oliu. Păcat. Vedeți, ziua lasă erisirile acum, pentru că cred că afară sunt 15 grade. Lasă erisirile deschise. Și aici. Iar dacă bate vântul treptat, le închid, vin așa, da, până se închide tot. Ok, dacă v-a plăcut video meu, dați un like, abonați-vă la canalul Columbofil Adevărați Roșca Valeriu. Vă mulțumesc încă o dată pentru cei, hai că pot să spun acum, 3000 de abonați. Sper că vă plac filmulețele pe care le fac. Nu uitați, abonați-vă și la canalul Porumbei de Top Roșca Matei. Vă salutăm cu stimă și respect. Vă salutăm și vă dorim un weekend frumos. Vă salut cu stimă și respect.